Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Simpozionul național Vasile Pârvan la complexul muzeal Iulian Antonescu. Cătălina Ciofu, deputat, am votat împotriva majorării salariilor demnitarilor. În weekendul 14-16 octombrie, trafic restricționat în centrul Bacăului. Complexul muzeal Iulian Antonescu Bacău, în parteneriat cu Arhivele Naționale Bacău, a organizat pe 6-7 octombrie Simpozionul Național Vasile Pârvan, manifestare de tradiție desfășurată sub semnul marelui savant român, originar de pe meleagurile băcăoane. Simpozionul a debutat joi 6 octombrie de la orele 11 la Complexul muzeal Iulian Antonescu Bacău. În plenul lucrărilor simpozionului a fost lansat și volumul Arheologie Industrială cu ajutorul jetoanelor, autor fiind Oneștiu, inginer Dorel Bălăiță. Mai multe detalii în minutele următoare. Astăzi a avut loc vernisajul lucrării intitulate Arheologie Industrială cu ajutorul jetoanelor. Da, e rodul unei pasiuni, cea de a colecționa jetoanele și nu numai de a colecționa, ci de a căuta istoriile din spatele lor. Așa cum spuneam și la prezentare, jetoanele sunt similare monedelor. Ele au jucat rolul unor înlocuitori de monedă, acum 100-150 de ani, dar s-a întins perioada și până, eu știu, în 89, iar acum e un reveliment al lor, apar jetoane de spălătorie. Dar să ne întoarcem la jetoanele din carte. Jetoanele din carte, așa cum am spus, erau primite ca o parte din salariu de către angajații societăților respective. Ei puteau folosi aceste jetoane la niște cantine, care nu erau cantine similare celor de astăzi, ci erau niște un fel de băcănie unde găseai de toate și îți puteai lua alimente, eu știu, haine, exact, și unelte care le erau necesare lor și traiului la, eu știu, la munte, cum erau exploatările forestiere care erau în zone izolate, dar era și o modalitate a celor care aveau fabricile de a nu folosi, de a întoarce o parte din cheltuielile cu salariile în punga lor cumva. De obicei, toate produsele astea vândute prin aceste cantine erau un pic mai scumpe decât alte produse din alte localități. Această lucrare a văzut lumina tiparului anul acesta, 2022. De unde v-a venit ideea? Da, eu colaborez cu mai mulți colecționari, colaborez inclusiv cu domnul Volmer Volker, care mi-a scris prefața și care, așa cum am spus, este părintele arheologiei industriale în România. El a avut și primul curs și prima lucrare de arheologie industrială și, așa cum am spus în prezentare, arheologia industrială e un domeniu interdisciplinar complex, care are ca arii de cercetare dovezi materiale și imateriale ale existenței industriale într-o areal, știu, restrâns la o localitate sau în țară. Deci, plecând de la faptul că aceste jetoane sunt de multe ori singurele urme rămase din, eu știu, la, de exemplu, fabrica de ciment care din Brăila, prima fabrică de ciment din țară, ea a fost dărâmată după Revoluție, s-a făcut un supermarket, acum e un teren viran acolo. Ei, au rămas aceste jetoane și niște cărți poștale care amintesc, iată, de începuturile unei industrie foarte importante pentru dezvoltarea unei țări sau unei regiuni. Felicitări pentru inițiativă, reprezentați Oneștiu practic la această sesiune de comunicări. Da, fără a fi lipsit de modestie, eu vin aici de, să zicem, vreo 10 ani, cred că, la astfel de comunicări.
În cadrul acestuia a avut loc vernisajul expoziției de arheologie Patrimoniul Băcăuan între vechi și nou, prezentat de către dr. Lăcrămioara Elena Iștina, șefa secției Arheologie Istorie. Peste 250 de exponate provin din cercetările și descoperirile de pe șantierul de la Fulgeriș Pâncești și de pe șantierul Centurii Ocolitoare a municipiului Bacău, proiecte coordonate de dr. Lăcrămioara Iștina. În urma cercetărilor arheologice, patrimoniul Muzeului Băcăuan s-a îmbogățit cu alte mii de obiecte, unele fiind foarte valoroase, care atestă existența și viața populațiilor autohtone pe văile Bistriței și Siretului din cele mai vechi timpuri. Pentru că în această sală avem foarte multă istorie, atât veche cât și recentă, prin aceea descoperirilor, o să mă scuzați, dar o să dau citire gândurilor pe care le-am aștenut pe aceste pagini aseară. Ne aflăm într-o expoziție care are patrimoniul din Neolitic, cum ar fi culturile Starce, Ofriș și Boian. Cred că observați că suntem din Moldova până în Muntenia. Avem patrimoniul din epoca bronzului, patrimoniul din epoca cetotacă, epoca carpică, prefeudal, medieval. Și în această expoziție am încercat să expunem tot o parte mică din ce am descoperit în ultimii ani și veți vedea în sală planșele pe care sunt toți colaboratorii noștri, pentru că spuneam că este o istorie veche și una nouă. Au lucrat în colaborare cu instituția noastră foarte mulți arheologi din țară, iar pe hol, pe câțiva dintre ei, îi veți vedea la muncă în alte haine decât acestea pe care le avem astăzi. Astfel, expoziția oferă publicului spre vizitare bunuri culturale arheologice descoperite prin cercetările efectuate de instituția noastră în ultimii 7 ani, adică în perioada anilor 2016-2022. Cercetările se referă atât la cercetări arheologice sistematice, cât și la cercetări arheologice preventive realizate pe diverse obiective de infrastructură națională. Cercetările arheologice sistematice ale instituției noastre s-au desfășurat în ultimii ani pe șantierul arheologic Cucutenean de la Fulgeriș, Comuna Pâncești, județul Bacău, responsabil științific de șantier din subsemnata, alături de care a fost un colectiv format de-a lungul anilor de mai mulți colaboratori, arheologi, studenți și, în ultimul rând, forța de muncă locală, fără de care ne puteam desfășura activitatea. Aici, în ultimii ani, au fost dezvoltate diverse proiecte interdisciplinare, cum ar fi colaborarea din anul 2021 cu Universitatea Alexandria Guza Iași și anume Centrul de Cercetări Interdisciplinare, coordonator al acestuia fiind dr. Andreea Sândulesi, care în 2021 ne-a realizat fotografii aeriene, atât în plan oblic cât și plan vertical, din care a fost derivat prin prelucrare fotografică modelul numeric al suprafeței sitului, precum și pentru arealul proximal al acestuia, rezultând astfel replicarea în formă digitală a suprafeței sitului și împrejurimilor. Se vede în planșa de început. În ceea ce privește o muncă din ultimii ani importantă a acestei instituții, așa anume cercetările arheologice preventive, acestea coordonate de instituția noastră au debutat în anul 2016, când a fost demarat proiectul de infrastructură rutieră, varianta ocolitoare a municipiului Bacău, obiectiv care, pe lângă importanta valoare în planul dezvoltării economice locale, zonale și naționale, a oferit o oportunitate și în dezvoltarea cunoașterii istoriei și dezvoltării patrimoniului cultural arheologic din această zonă. Ori obiectivul, care a însumat 30,2 km, a fost diagnosticat din punct de vedere arheologic în lunile iulie-august a anului 2016 de un colectiv coordonat de subsemnata, având în colaborare a următorii arheologi, Dănuți Secaru, Petre Colțeanu și Andrei Heroiu. Adică, practic, 2 luni de zile, 4 oameni au bătut pe jos această centură ocolitoare pentru a urmări vestigiile arheologice care sunt pe tronsonul centurii Bacău, care au fost, cercetați. În urma realizării acestui diagnostic, noi am descoperit 7 situri arheologice din mai multe epoci istorice și o să vi le număr ca să vedeți importanța cronologică a descoperirilor realizate pe acest obiectiv.
Și astfel, situl 1 este situat pe raza localității Sărata, în punctul Bagna Sărății, comuna Sărata, cercetată în lunile septembrie-noiembrie din 2016, cu patrimoniu din epocile neolitice, Stagia Ocriș și epoca bronzului, cultura Costișa Comarov. Miercuri 12 octombrie, elevii clasei 1 cu învățător Simona Popa de la Școala Gimnazială Sfântul Voievod Ștefan cel Mare din Onești au desfășurat o serie de activități în cadrul Centrului de Tineret din Onești. Profitând de vremea frumoasă și de temperaturile blânde din această toamnă, cei mici alături de învățătoare, dar și de bibliotecarele Otilia Dimalina Tenie și Gabile Hăceanu, s-au jucat la Centrul de Arte Onești. Din mâinile celor mici au ieșit tablouri minunate, ce vorbesc despre sufletul lor frumos. Aceste lucrări vor fi expuse în cadrul bibliotecii ca o invitație către frumoși și totodată ca o provocare către alți talentați artiști. Marți 11 octombrie de la ora 17 la Biblioteca Municipală Radu Roseti Onești a avut loc un concert extraordinar, susținut de soprana Gabriela Iștoc alături de talentații instrumentiști ai filarmonicii din Bacău. Ce cred unii dintre oneșteni despre aceste spectacole aflăm chiar în minutele următoare. E obișnuit să veniți des? Vă place, vă plac spectacolele de aici? Altele nu avem, dar dacă am avea mai multe, poate ne-am împărțit, dar nu avem cum. Am înțeles. Obișnuit să frecventați des, să zicem, activitățile de la bibliotecă? Aproape toate, care sunt de vârstă, pentru vârsta noastră. Care? Și ce părere aveți despre activități? Vă plac? Păi dacă nu ne-ar plăcea, n-am venit. Atunci un mesaj pentru cei care nu vin la bibliotecă, să vină mai des, să vadă. Fiecare cum îi place, nu fiecare are plăcerea să vină să vadă un spectacol de operă sau eu știu ce. Mulți preferă, nu mai vorbim ce. Așa că n-are. Am înțeles. Veniți des la spectacole? Da. Biblioteca? Da. Vă plac? Da. Cam ce fel de spectacole ar trebui să mai aducă cei de la bibliotecă de aici? Îmi plac concertele de muzică clasică. Am înțeles. Sunteți o împătimită? Da. Ce compozitor vă place așa, dacă e să ne gândim? Chopin. Am înțeles. Un romantic. Da. Un mesaj, dacă e pentru cei care nu vin la bibliotecă, să vină mai des? Să vină mai des, că e foarte frumos și au ce învăța. E mult mai frumos decât în cluburi sau, eu știu, prin alte părți. Obișnuiți să veniți la genul acesta de spectacole? Da, destul. Vă place muzica? Foarte mult. Văd că sunt oameni care au venit special pentru acest gen muzical. Și eu vin special pentru acest gen. Ce compozitor vă place foarte mult? Mozart. Wow, frumos, mai sunt și alții, foarte mulți. Ați putea recomanda ceva conducerii bibliotecii legat de spectacole, să mai cheme sau să cheme și altceva? Da, să mai cheme. Multe concerte simfonice. Așa cum am spus că vom face, deputații PNL au votat împotriva majorării salariilor demnitarilor și pentru corectarea votului dat în Senat. Veniturile demnitarilor de la nivel central nu vor fi majorate, indiferent dacă vorbim de miniștri, parlamentari sau chiar președinte. Majorarea salariilor în administrația publică locală a fost o decizie asumată de întreaga coaliție de guvernare, care nu vizează doar primarii, ci și personalul din primării, pentru a fi aduși la nivel de salarizare al anului 2021, în condițiile în care o bună parte dintre ei au salarii foarte mici. Este necesar să avem oameni performanți și profesioniști angajați în administrația publică locală pentru a dezvolta comunitățile locale. Nu a existat decizie, implicit nici discuție la nivelul partidului și foarte important nici la nivelul coaliției pentru majorarea salariilor parlamentarilor. Dacă ar fi existat vreo discuție în partid în ceea ce privește parlamentarii, în mod sigur nu așa ar fi arătat votul senatorilor. A fost o decizie a Senatului corectată de PNL la Camera Deputaților, care are rol de cameră decizională, a declarat deputatul băcăuan Cătălina Ciofu. Guvernul a majorat la sfârșitul lunii august salariile personalului din sectorul bugetar, care erau înghețate din 2019, ca urmare a dezechilibrelor bugetare din perioada începutului de pandemie. În decizia de luna trecută, personalul din administrația publică a fost exclus, însă creșterea inflației vulnerabilizează și această categorie de angajați, cărora li se aplică același principiu și în cazul acestora e o măsură care se impune din punct de vedere legal.
Autoritățile locale trebuie să dea dovadă de responsabilitate și implicare în utilizarea banilor publici, fie că vorbim de actualul cadru financiar, cât și despre finalizarea proiectelor demarate și asumate prin cel aferent perioadei 2014-2020. De asemenea, este necesar ca primarii să implementeze proiectele din Programul Național Angel Salini, a precizat Cătălina Ciofu. Povestea de la prânz, proiect demarat la Biblioteca Municipală Radu Roseti din Onești și coordonat de bibliotecar Otilia Dima, a fost desemnat în cadrul premiilor Asociației Naționale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România, drept cel mai bun proiect din bibliotecă la nivel de bibliotecă municipală. Povestea de la prânz este un proiect online care a început în 2020, prin care bibliotecarii și voluntarii au citit povești copiilor ce pot fi ascultate pe platformele de podcasting Spotify, Apple Podcast și pe canalul de YouTube al bibliotecii. Proiectul a început de la ideea că poveștile trebuie să facă parte din viața copiilor. Felicitări, Otilia Dima, felicitări Bibliotecii Oneștene! De zilele municipiului Bacău, autoritățile locale intenționează să ia măsuri necesare privind restricționarea circulației rutiere pe calea Mărășesc, respectiv tronsonul cuprins între intersecția cu bulevardul Sturza, Hotel Decebal, până la Casa de Asigurări de Sănătate, este vorba de Ciupercuțe, precum și pe strada Luminii și strada Erou Gheorghe Rusu, în perioada vineri, 14 octombrie, de la ora 15 până duminică, 16 octombrie, până la ora 23. Joi, 13 octombrie, de la ora 8, Poliția locală a municipiului Bacău va lua măsurile necesare privind eliberarea parcării publice din spatele Casei de Cultură Bacău, precum și a străzii Luminii și strada Erou Gheorghe Rusu. 6 oi salvate dintr-o groapă de pompierii băcăuani. Pompierii băcăuani au fost solicitați să intervină în Ștefan cel Mare, satul Viișoara, pentru salvarea 6 oi căzute într-o groapă formată ca urmare a alunecărilor de teren. În urma apelului primit pe numărul unic pentru apeluri de urgență 112, ciobanul unei turme de 450 de animale anunța faptul că în timp ce tranzita o zonă, a sesizat că o parte din animale pe care le avea în grijă au căzut în subteran, la o adâncime de aproximativ 10 metri. La locul indicat s-au deplasat forțe și mijloace din cadrul detașamentului de pompieri Onești și a detașamentului de pompieri Bacău. Progresiv, forțele au fost suplimentate. La scurt timp la locul intervenției au mai ajuns două autospeciale de primă intervenție și comandă, containerul multirisc și un echipaj SMURD. Pentru eficientizarea acțiunii de răspuns, intervenția a fost coordonată de inspectorul șef al ISUJ Bacău, colonel Ovidiu Cărășel. A fost activată grupa operativă care s-a deplasat la fața locului. Primul echipaj ajuns la locul indicat anunța o intervenție ce urma a fi extrem de dificilă din cauza terenului abrupt și greu accesibil. De asemenea, menționăm că a existat riscul ca în orice moment pământul să se prăbușească peste alpiniștii coborâți în subteran. Cu toate acestea, nicio provocare nu a putut sta în fața salvatorilor băcăuani. Fiecare suflet contează, așa că au acționat cu profesionalism și cu aceeași determinare și speranță pe întreg parcursul celor 5 ore cât a durat intervenția. Din fericire, aceasta a fost finalizată cu succes, pompierii băcăuani reușind să scoată la suprafață în viață toate cele 6 oi. Sfântul Cuvios Simeon, noul teolog, a fost sărbătorit miercuri 12 octombrie la Biserica Parohiei Buna Vestire din Mănăstirea Cașin. De altfel, este singurul lăcaș de cult din toată țara ocrotit de Sfântul Isihast. Slujba religioasă a fost condusă de preasfințitul părinte Andrei, episcopul Covaznei și Harghitei, iar anul acesta s-au împlinit 1000 de ani de când Sfântul Cuvios Simeon, noul teolog, a trecut la Domnul. La eveniment au fost prezenți primarul comunei Mănăstirea Cașin, alături de mulți credincioși din localitate, dar și mulți oameni veniți din tot județul. Evenimentul a fost prilejuit de o veche tradiție a muntelui Athos, unde Sfântul Simeon este pomenit în data de 12 octombrie. În mod deosebit îi mulțumesc înalt preasfințitului părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, pentru dragostea cu care a binecuvântat astăzi slujirea noastră împreună cu preoții din protopopiatul Onești. Mulțumesc părintelui protopop Ioan Bârgăoanu, vă mulțumesc dumneavoastră, doamnei primar și credincioșilor din Mănăstirea Cașin, pentru dragostea cu care astăzi, fiind zi de lucru, ați venit să ne bucurăm în casa ocrotită de Sfântul Simeon, noul teolog. La mulți ani tuturor, spor duhovnicesc, să ne întâlnim sănătoși și bucuroși!
Preasfinția voastră, Preasfințite Părinte Episcop Andrei, al Covasnei și Harghitei, am ascultat cu multă atenție cuvântul de învățătură pe care ni l-ați adresat nouă, celor din Biserica Sfântul Simeon Nou Teolog. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Este sinteza pe care acest mistic bizantin, considerat un istihast înaintea istihaștilor, a făcut ca această formulă duhovnicească și sfântă, care aparține Sfintei Scripturi, să fie rostită atât de monahi, în mod special cei din Muntele Athos, Mănăstirea Studion și toate mănăstirile, dar de fapt o sinteză a Sinaiului, a învățăturii Sfântului Isaac Sirul, a Constantinopolului prin Teodor Studitul, să se ajungă la această frumoasă și binecuvântată lucrare interioară, pentru că Împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul nostru, cum ne învață Sfânta Evanghelie, Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, în capitolul 17, precizează acest lucru. Preasfinția voastră, 22 de ani sunt de când această biserică a fost zămislită. Atunci s-a făcut sfințirea locului de către înalt preasfințitul Părintele nostru Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, care a fost desemnat de preasfințitul Eftimie pe atunci să vină aici la noi, și prima slujire pe care a făcut-o la sfințirea unui loc de biserică a fost acesta. Iată că împlinim în anul 2022 1000 de ani de la nașterea sa în ceruri a Sfântului Simeon și iată că nu întâmplător pe 12 martie a fost preasfinția voastră aici la noi și a slujit Sfânta Liturghie împreună cu Arhiepiscopul Ioachim și cu preasfințitul Ignatie, și binecuvântat și frumos lucru este că pe 12 octombrie, având în vedere că în fiecare an sărbătoarea Sfântului Simeon cade în zi și în lună de post, a rânduit Sfânta Biserică și tradiția noastră ortodoxă ca Sfântul Simeon să fie prăznuit pe data și de 12 octombrie. Și iată cât de bine și cât de frumos este să fim aici în liturghie. Euharistia este lumină. Lumina este Hristos, iar nimic nu este viu fără Duhul Sfânt. Teologul Duhului Sfânt, cum a fost numit Sfântul Simeon Nou Teolog, este atât de actual astăzi, care ne spune că sfârșitul nostru este sfârșitul lumii, iar pocăința noastră are valoare atâta timp cât noi avem lacrimi de pocăință și de mărturisire și în viața particulară, dar pentru preoți și în liturghie. Am ascultat cu atenție cuvântul despre Părintele Duhovnicesc, și marea dreptate aveți, pentru că și el face această distinție, primul mileniu creștin, între duhovnic și părinte duhovnicesc, și nu intru eu în aceste detalii. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Joi 13 octombrie, cerul va fi parțial noros, sunt posibile averse de ploaie. Mercurul în termometre urcă până la valori de 13 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 8 grade Celsius. Vineri 14 octombrie, cerul va fi parțial noros, cu maxima zilei ce ajunge până la valori de 15 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 6 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.